Jandarmii Dâmbovițeni și-au sărbătorit ziua cu demonstrații și exerciții în Parcul Chindia. Au sărbătorit 164 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. În cinstea acestui eveniment, astăzi, 3 aprilie, în Parcul Chindia, s-a organizat un punct de informare la care s-a prezentat dotarea Jandarmeriei Dâmbovița. S-au prezentat ținuta de misiune, autovehiculele, materialele de intervenție și luptători din cadrul unității. Cei mici, veniți în număr destul de mare, pentru câteva minute au trăit în piele la jandarmi. Avoți jandarmeria, predați-vă! A avut loc și exerciții demonstrative de prindere a infractorilor, dresaj canin, patrulare și moduri de acțiune în caz de intervenție. Bine. Ești clar? Da. Știi ce este astăzi? Pentru ce sunt jandarmii? Nu. Sunt la jandarmerie. Îmi plac, sunt frumoși și sunt și cel mai bun prieten al omului. Ce fac că te ești aici? Sunt gătiți jandarmi, știi? Da. Ei se ocupă ca să detecte. Să simtă cu mirosul hoții și să-i găsească. Cum ți se pare ATV-ul jandarmi? Mi se pare frumos. Nu unde îl folosesc? Nu. Este folosit de jandarmi montan. A. Jandarmeria română a fost întemeiată în Moldova pe 3 aprilie 1850 printr-un ofis domnesc al domnitorului moldovean Grigore Alexandru Ghica pe baza hotărârii Divanului Leuștesc privind legiuirea pentru reforma corpului slujitorilor în jandarmi. Această acțiune se înscrie în seria activităților dedicate aniversării Zilei Jandarmeriei Române și constă în prezentarea unor tehnici de autoapărare, exerciții cu câinii de serviciu, a ținutei militare și mijloacelor specifice jandarmilor, precum și a tehnicii auto din dotarea inspectoratului. Prin această activitate dorim să familiarizăm cetățenii cu privire la scopul și misiunile Jandarmeriei Dâmbovița. Și săptămâna viitoare, Jandarmeria Dâmbovița va organiza ziua porților deschise la sediul instituției, având în vedere școala altfel.